Hei, salutare, toată lumea, bine v-am găsit la un nou episod cu mitul și legende Five Nights at Freddy's. În episodul de azi vom vorbi, Adam, înainte să începem acest episod, vreau să dați un like, pentru că m-a ajutat foarte mult, iar a doua like-uri facem următorul episod. În episodul de azi vom vorbi despre Mangle și povestea ei. În primul rând, ea nu arată așa în FNAF. FNAF ea arată așa sau așa de același lucru. Da, după cum se vede în această poză, ea nu are o mână. De ce? Ea avea un câlig în această mână. Și de ce are de la cap? Vedeți mai bine aici. De ce are la de la cap? Păi, ei bine, ea avea un papagal pe umăr. Iar al doilea cap este papagalul. Acum, hai să vă spun povestea. Era vorba de Mangle, în primul rând, în care ea stătea singură pe un gard. Ei bine, ea era foarte tristă pentru că nimeni nu se juca cu ea. Era Toy Foxy, zisă și jucăria Foxy. Deci copiii trebuia să joace cu ea. Dar ei nu o făceau și era foarte tristă. Până la urmă, un copil s-a dus la ea și a început să joace cu ea. S-a dus și ceilalți copii, ea a început să o distrugă din jocul copiilor numit Distruge și Reconstruiește, a ieșit chestia asta. Deci, hai să vă arăt și un videoclip ca să înțelegeți mai bine. There's nothing left to take from me. Cause baby, it's easy to fake a smile when you've been doing it for a while. Baby, it's easy to fake a smile when you've been doing it for a while. Da, deci sper că ați înțeles. Mai fi o teorie cum căciucul lui Toicica ar fi în Mangle, dar și ochii în Cupcake, dar asta nu se știe clar. Asta e doar o teorie. Da. Deci, după câte știți, Mangle când ajunge la tine în cameră, adică în camera ta, da, scoate un gomot ciudat, ca și cum ar vrea să contacteze poliția pentru că s-a întâmplat aceste crime. Acum, hai să vorbim despre ruta ei. Începe din Kids Cove, apoi în Press Corner, Game Area, Main Hall, The Hallway Outside, Party Room 1, Party Room 2, în final în Vent, după care la tine în cameră. Asta spune că dacă nu ești atent, ea intră la tine în cameră, stă deasupra, bine, n-am găsit poza cu cameră, dar asta e, stă deasupra, exact așa arată, așteptând, ia pur și simplu să acolo și îți dă un jumpscare random, adică nu ai de mult să știi când îți dă jumpscare. Dacă e ora 5, poți spera că o să trăiești noaptea, dacă nu, nu prea. Iar, de exemplu, poate ajunge atât în cameră la ora 1 și să-ți dă jumpscare abia la ora 5. Deci n-ai de mult să știi când îți va da jumpscare. Ok, deci, cam acolo acest episod de mitul și legende Five Nights at Freddy's. Eu am fost Robert, nu uitați să dați un like, pentru că la două like-uri facem următorul episod. Pa, pa!